trebuie să fii conștient că în piața cripto, ca cineva să câștige, cineva trebuie să piardă. Nu există ca toată lumea să câștige. De fapt, așa e în toate piețele financiare, la fel e și în bursă, la fel e și în forex, la fel e și în trading, așa e peste tot. În momentul în care tu intri într-un grup al unui proiect și sunt, nu știu, 16.749 de membri, nu contează numărul, în momentul ăla tu trebuie să-ți dai seama că tu ești într-o competiție cu cei de acolo din grup. Cei de acolo din grup nu au niciun interes ca tu să faci bani. Ei vor ca ei să facă bani. Logic, nu? Și el care investește printre primii, ăla o să câștige lupta. Dacă tu o să cumperi când toată piața e pe verde, cel mai probabil o să fii pierzător. Pentru că cea mai riscantă investiție e momentul în care piața a crescut foarte mult. E mai puțin riscant să investești în momentul în care toate au scăzut. Pentru că stai să te gândești, unde ar putea să se mai ducă? În schimb, în momentul în care toate sunt pe verde, Bitcoin a trecut de 150.000 de dolari, altcoin-urile au făcut 10x, 20x, 30x, iar tu atunci decizi să investești, probabilitatea ca tu să pierzi e de 99%. Tu trebuie să investești când nimeni nu mai e interesat de piața cripto, când toate sunt pe roșu, când nimeni nu mai crede în piața asta, când e sânge pe străzi, exact cum spune și Warren Buffett. Iar acum o să-ți dau două lucruri esențiale care pe mine m-au ajutat de-a lungul timpului să iau decizii bune. În primul rând, în momentul în care investești, contează foarte mult prețul la care intri. De exemplu, dacă tu investești acum, să zic, în Ethereum la 2.000 de dolari, iar Ethereum se duce la 8.000 de dolari, deci practic tu o să fii în câștig, corect? Nimeni nu mai e interesat acum de piața cripto, nimeni nu vrea să mai achiziționeze, nimeni nu mai are încredere. Ei bine, asta ar însemna că e un moment oportun să investești. În schimb, dacă tu investești în Ethereum când el deja s-a dus la 6-7 mii de dolari, în momentul în care Ethereum o să ducă la 8-9 mii, tu nu o să vinzi, că o să zici, nu am cine știe ce profit, n-are rost să vând acum. Și atunci piața o să înceapă să scadă, să scadă, să scadă, iar tu o să pierzi bani. În schimb, dacă ai fi investit la 2000, la 1000 de dolari, la 800 de dolari, probabilitatea ca tu să faci bani este mult, mult mai mare decât dacă ai investit la 7000, 8000 de dolari. Iar al doilea lucru foarte important este timingul. Când investești în piață? E un bull market, e un bear market, e o perioadă de acumulare, lichiditatea globală crește, politica monetară e în avantajul tău, nu e în avantajul tău. Sunt semne de recesiune? Nu sunt semne de recesiune. Timingul în piață contează la fel de mult ca prețul. De asta e important să te uiți pe grafice, să vezi istoria economiei, să vezi cum s-au întâmplat lucrurile în trecut, cum au fost lucrurile în momentul în care Fed-ul a avut ratele dobânzilor crescute, cum a fost momentul în care Fed-ul a început să scadă ratele dobânzilor, cum a fost în momentul în care aurul creștea iar restul scădeau, cum a fost în momentul în care S&P-ul creștea iar Bitcoin nu prea se mișca. Să-ți faci cât de cât o idee unde ne aflăm în piață în momentul respectiv. După cum vă spuneam, cineva trebuie să câștige bani, iar cineva trebuie să piardă bani. Important e să te pui pe partea câștigătorilor. Sunt multe lucruri de luat în calcul, însă am vrut să subliniez două dintre cele mai importante aspecte atunci când vine vorba de a investi în piața cripto. Acum, hai să intrăm repede să vedem ce s-a mai întâmplat în piață. Și vedem o comparație foarte interesantă între 2014-2017, 2022-2025. Adică două cicluri. În momentul de față noi suntem aici, iar acest grafic ne spune că prețul Bitcoin ar putea să se ducă până în 450.000 de dolari dacă ar fi să urmeze gainurile care au fost în 2017. E posibil să se întâmple treaba asta? Puțin probabil. Nu cred că putem să vedem Bitcoin la 450.000 de dolari în acest bull run. Însă putem să-l vedem peste 150.000 de dolari într-un scenariu mai pozitiv. Acest Q3, printr-o minune, s-a transformat în verde, plus 0.2%, nu cine știe ce verde, dar s-a transformat totuși în verde, mai e până se termină luna septembrie, dar apoi urmează Q4, unde istoria ne arată că de obicei Q4 a fost pe verde. Ne putem aștepta la un Q4 pe verde? Dacă iese Trump, dacă inflația se domolește în continuare, dacă rata șomajului nu urcă agresiv, iar dacă Fed în continuare taie ratele dobânzilor, eu zic că cel puțin până în decembrie putem să vedem un Q4 pozitiv. Bitcoin urmărește următorul pattern. O lună verde, o lună roșie. O lună verde, o lună roșie. O lună verde, o lună roșie. O lună verde, iar octombrie, deși istoric octombrie a fost mai mereu pe verde,
dacă ar fi ca BTC-ul să urmărească acest pattern, ar trebui să fie pe roșu. Dar dacă intrăm repede pe Bitcoin Monthly Returns, vedem că octombrie a fost o lună verde de regulă. Ba chiar doar două luni roșii au fost din istoria BTC-ului. Oare pattern-ul pe care BTC-ul merge în acest moment o să fie în continuare sau se va schimba iar octombrie o să fie pe verde cum ne-a arătat istoria? Lasă-mi în comentarii părerea ta. Tot vorbeam mai devreme de Donald Trump și alegerile prezidențiale. Vedem că în acest moment Kamala Harris îl conduce pe Donald Trump cu 3%, dar asta nu înseamnă că gata, lupta s-a terminat, iar Donald Trump o să piardă. Aceste pool-uri sunt orientative, sunt niște probabilități, nu e absolut nimic sigur. Nu înseamnă că dacă acum Kamala Harris are, nu știu, 60%, o să și câștige alegerile prezidențiale din noiembrie. Oricum ar fi, Donald Trump e foarte bun pentru piața cripto și ar fi în avantajul nostru ca el să câștige alegerile prezidențiale. Cam ăsta a fost episodul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși butonul de like pentru că ajută foarte mult algoritmul acestui videoclip. Pe mine mă găsiți și pe grup. Toate link-urile le găsiți în descrierea acestui videoclip. Eu am fost Ciprian, până data viitoare, mult succes!